Reacția de ultim moment a președintelui Klaus Iohannis în scandalul azilelor. Toți cei care au știut sunt vinovați. Ceea ce s-a întâmplat reprezintă o rușine națională. Sunt ore în care s-au făcut mușamalizări politice la nivel înalt. Am constatat o disperată fugă de răspundere. Am văzut scene de filme de groază în ultimele ore în scandalul azilelor. Bătrânii evacuați noaptea de urgență din azile în care trăiau în condiții mizerabile, ascunși pe șantiere, cărați prin vie, în cearșafuri. Asta s-a întâmplat în ultimele ore de când Marcel Ciolacu a dispus controlul azilelor. Asta s-a întâmplat în Tunari și în Gorj. Instituții ale statului care au tăcut până acum ca să vadă cum bate vântul influenței politice încep să prindă curaj. Apar documente oficiale întocmite în anul 2022 care arată că erau foarte bine cunoscute condițiile în care erau ținuți bătrânii în aceste două azile din voluntari patronate de fostul șofer al doamnei Gabriela Firea. Țipetele bătrânilor maltratați în aceste azile au făcut deseori obiectul unor plângeri depuse de vecini la poliția locală din voluntari. I-au făcut demersuri inclusiv în instanță față de ceea ce auzeau din casele lor, față de relele tratamente la care erau supuși bătrânii în aceste centre. L-ați auzit pe Klaus Iohannis, toți cei care știau trebuie să plătească pentru că ce se întâmplă acolo este o rușine națională. Și tot azi mai apare un scandal politic de această dată. Primarul Timișoarei protestează față de închiderea unui centru de bătrâni subvenționat de primăria din Timișoara, după ce ieri inspectorii au găsit acolo mâncare expirată. Dominic Fritz spune că bătrânii trăiesc acolo în condiții bune, dar decizia închiderii e una politică. Încercăm să discutăm despre toate. Îi mulțumesc primarului Timișoarei, care este în legătură directă cu noi. Bună ziua, domnule Fritz, vă mulțumesc mult pentru intervenție. Și ni se alătură în foarte scurt timp domnul Dominic Fritz. Îi mulțumesc doamne Ioana N. Dogioiu, Spot Media. Bună ziua, doamna Dogioiu, vă mulțumesc pentru intervenție. Bună ziua. Aș vrea să vorbim despre această reacție care a fost exprimată în urmă cu foarte puține momente de Klaus Iohannis. Toți cei care știau trebuie să plătească. Recunoaștem, așteptam reacția lui Iohannis. Haideți să vedem ce a declarat președintele și comentăm. Trebuie văzut cine a știut și nu a acționat, trebuie tras la răspundere. Și cred că lucrurile vor merge mai departe, fiindcă vinovați sunt toți cei care au știut și n-au făcut nimic, n-au sesizat, n-au intervenit. Și atunci cred că trebuie să fie găsiți toți vinovații, indiferent dacă vorbim despre o vinovăție în exercițiul funcției sau o vinovăție politică sau morală. Doamna Dogioiu, ce înseamnă vinovăție politică sau morală? Ceea ce trebuie să însemne. Adică una este să fii doar responsabil penal, așa cum vor fi probabil mulți dintre cei care sunt acum în arest și cine știe câți alții, pentru că oamenii în arest adesea sunt scriitori, sunt vorbăreți. Deci, dincolo de răspunderile juridice, care până la urmă penale, care până la urmă vor fi decelate, nu poate fi ignorată aici o răspundere politică. O răspundere politică și morală pentru exact ceea ce spunea domnul Vasile Bănescu, purtătorul de cuvânt al BOR, le contrazise patriar. Aș vrea să subliniez acest lucru. Nu poți să fii cățărat în funcții de unde vezi până foarte departe și să spui că n-ai văzut nimic. Nu există așa ceva. Când în domeniul tău de activitate, în proximitatea ta, în anturajul tău se întâmplă asemenea monstruozități, pentru că aici nu vorbim despre nereguli, aici vorbim despre monstruozități, despre tortură. Nu poți să spui noi eram puțin plecați din localitate. Nu există așa ceva. Domnul Budăi, care a ministrul Budăi, care a
concediat, a reziliat contractul cu enervantul ONG care tot atrăgea atenția. Nu poate să spună acum să vină lebădă și să plângă după bunii și străbunii și bunicii și măicuțele, așa cum face domnia sa de obicei. Domnul Budăi este complice. Domnul Pandele a fost sesizată primăria. Din păcate, nu știu dacă a fost sesizată și Poliția Națională. Din informațiile mele, la dosarul DICOT nu există niciun fel de plângere a unui vecin la Poliția Națională. La Poliția Locală sunt cu siguranță plângeri. Că acolo la Poliția Locală sunt plângeri, da. Pentru că ele sunt, asta vreau să zic, dar la primărie, la Poliția Locală, au fost plângeri. Oamenii erau nemulțumiți de mirosuri, de zgomot, mă rog, n-are importanță. Dar au fost plângeri că acolo ceva nu-i în regulă. Primăria a fost dată în judecată, nu poți să spui că n-ai știut că acolo ceva. Doamna Dogeu, vă întrerup o secundă. Președintele vorbește în continuare, în direct, despre aceste azile. Revenim. De măsuri politice, fiindcă un politician într-o poziție înaltă nu trebuie nici să meargă să verifice dacă se dau medicamentele cum trebuie sau mâncare, trebuie să verifice ca sistemul de care răspunde să dea rezultatele așteptate de cetățeni. Este revoltător ca persoane în vârstă care vor să meargă undeva de să stea liniștite sunt tratate cu dispreț sau chiar mai rău. Bună ziua, domnule președinte, Robert Lupițu, Calea Europeană. România a militat constant pentru ca NATO să declare zona Mării Negre ca regiune de importanță strategică pentru securitatea euroatlantică. Acest lucru s-a întâmplat în conceptul strategiei de la Madrid. Da. Jurnaliștii tot revin cu întrebări pe tema azilelor adresate lui Klaus Iohannis, care se află la summitul NATO de la Vilnius. Ați auzit și aceste precizări? Președintele înțelege că este o temă sensibilă. Și chiar dacă se află la summitul NATO, înțelege să răspundă la întrebările legate de această chestiune a azilelor. Doamna Dogeu, îmi cer scuze, v-am întrerupt. Preluați-vă ideea că era important ce spuneați. Da, înainte de a relua ce spuneam, sigur că președintele reacționează, dar știți de ce reacționează acum, mă tem eu? Pentru că a avut suficient timp să reacționeze și până acum, dacă voia. Pentru că acest caz, înțeleg că a ajuns în atenția unor organisme europene privind combaterea torturii, care vor să ancheteze ceea ce s-a întâmplat în România. Deci scandalul devine, după cum era de așteptat și după cum este firesc la, repet, monstruozitatea pe care am văzut-o acolo, devine un scandal internațional în momentul ăsta și sigur că domnul Iohannis se simte direct implicat în povestea asta și simte nevoia să-și arate întreaga enervare și întreaga intransigență pe subiect. Mi-ar fi plăcut să reacționeze înainte ca scandalul să devină internațional. Aș fi apreciat cu mult mai mult acest lucru. Deci revenind la ce spuneam, nu poți să fii cocoțat acolo și să pretinzi că n-ai știut, primăria știa. Primăria știa că ceva e în neregulă acolo. Ok! Nu, să zicem că n-a reclamat nimeni bătrânii goi de la porc. Ok, să zicem că nu s-a întâmplat asta. Dar a avut reclamații, a avut sesizări, a avut proces în instanță. Cum poate domnul Pandele să spună că n-a știut că acolo se întâmplă ceva rău? Este noaptea minții, nu poți să faci o asemenea afirmație. Toate lucrurile, domnul Hubert Tuma este celălalt Dumnezeu al Ilfovului, Dumnezeul liberal al Ilfovului, frate cu domnul Pandele de altfel, e o frățietate veche, ei sunt tovarăși de când se știu și au împărțit foarte bine zonele de influență și colaborările. Cum poate domnul Hubert Tuma să iasă în prima zi la televizor și spună, s-au pasat niște reguli acolo, nu niște orori, poftim? Iar directorul DGSPC-ului, care ar fi avut obligația să verifice în permanență, pentru că se dădeau bani publici pentru îngrijirea acelor persoane, acelor azile. Era o chestiune de bani publici. Când dai niște bani publici, tu trebuie să urmărești ce se întâmplă cu ei, mai ales că tu ai trimis niște bătrâni în acele instituții, că de-aia plătești, că tu i-ai trimis, nu? În momentul în care tu ai această responsabilitate, nu poți să-ți spui după aia, nu am știut, nu, totul părea în regulă.
De ce nu-l demite pe acest domn director al DGASPC-ului? Pentru simplu motiv că domnul acesta este de acolo de 13 ani. A fost suspendat ca să nu se dezică de el. Oare de ce nu vrea să se dezică de el? Ca să nu vorbească? Da, ieri și-a anunțat demisia șeful DSP Ilfov. Ne întoarcem la... Șeful DSP Ilfov este o altă poveste a domnului Tuma. Este omul pe care domnul Tuma personal, președintele CJ Ilfov, l-a vrut acolo, în funcție. Și pentru a cărui numire, înțeleg, a fost necesar, au fost necesare niște ajustări legislative. Da, să nu ne facem iluzii. Oamenii nu ocupă astfel de funcții decât dacă sunt foarte doriți. După cum, dacă sunt foarte doriți, iar domnul de la DSP Ilfov chiar a fost extrem de dorit, ca să zic așa. Deci acolo totul este pe frățietăți, totul este pe împărțire de zone de influență. Dar eu mai întreb ceva. Că tot fostul consilier al, al domnului Helvic, consilier de pe vremea Ministerului Dezvoltării, să ne înțelegem, și apoi și la SRI, este deputat de Ilfov și voi omul... la domnul Tuță sau la cine? Domnul Tuță, care este apropiatul domnului Tuma Hubert, pentru care domnul Tuma Hubert a, cum să zic, l-a dat afară, l-a trădat pe domnul Petrache, mentorul său, da? Dacă tot este acolo, eu întreb SRI, nu a avut informații despre ce se întâmplă acolo, pentru că nu este un caz oarecare. Repet, acolo a fost tortură, iată că se sesizează instanțe internaționale, organisme internaționale, acolo Direcția de Apărare a Constituției mai se mai face nimic? Nu ne mai interesează? Am închis lucrarea? Da, o să mă întorc la dumneavoastră, foarte interesant și editorialul Baronii Lagărelor pe care l-ați semnat astăzi. Un scandal politic, o reacție din partea primarului Timișoarei, Dominic Fritz, iese și spune, după ce ieri un centru pentru bătrâni a fost închis, pentru că acolo s-au găsit alimente expirate, spune că de fapt bătrânii trăiesc în condiții bune acolo. Bună ziua, domnule Fritz, mulțumesc mult pentru intervenția dumneavoastră. Bună ziua! Vedeți, în plin scandal al azilelor de bătrâni, constatăm aici în București că sunt oameni mutați noaptea pentru ca inspectorii să nu descopere condițiile mizerabile în care se află. Sunt scoși prin gorji, în cearșafuri, prin vie, adică sunt niște scene care depășesc orice scenariu de film de groază. Dumneavoastră spuneți că în Timișoara oamenii, bătrânii care trăiau în acest centru subvenționat de primărie, aveau condiții de viață foarte bune și că motivele închiderii sunt politice. Explicați-ne puțin la ce vă referiți, domnule primar. În primul rând, nu este vorba de un azil de bătrâni, este vorba de un centru pentru persoane fără adăpost. Acolo sunt 45 de persoane care, într-un fel, au fost refuzați de sistemul de stat de protecție socială, adică oameni care n-au mai putut să fie ținuți în psihiatrie, care au ajuns pe stradă, și este prima fundație umanitară care s-a fundat în România în 30 decembrie 89 și de atunci o echipă strict de voluntari a crescut acest centru de la zero, strict din sponsorizări, din bani privați și de câțiva ani și cu susținerea primăriei, dar cu o subvenție care nu ajunge să acopere costurile. Acest centru este deschis comunității, toată lumea îl știe, se țin evenimente culturale acolo, expoziții, și tocmai de aceea toți timișoreni acum sunt revoltați. A venit, atenție, protecția consumatorilor, care a dispus să se închidă acest centru ca și cum e vorba de un restaurant, pentru că, într-adevăr, acolo beneficiarii au o bucătărie proprie, adică mâncarea vine de la cantina socială, a Direcției de Asistență Socială, dar ei din când în când își mai fac un sandwich sau ceva și au găsit acolo, nu știu, în congelator un pachet de drojdie expirată și două pâini rătăcite care iarăși au fost expirate. Asta nu este un motiv să închizi un centru și nu este un motiv să pui pe drumuri oameni care efectiv nu au altundeva unde să stea, mai ales pentru că nu e ca și cum există 45 de locuri în alte centre pentru acești oameni. Și spuneți că sunt motive politice pentru care a fost închis centrul dumneavoastră de la Timișoara. Aveți un conflict acolo cu PSD-ul, cu primarul? Cineva ar fi vrut să vă tragă în acest scandal? Păi cu prefectul, evident, scuze, da, vă rog. Este evident, dacă nu avem de a face cu un exces
Dezel, prefectul din partea PSD, a anunțat în presă această închidere și limbajul folosit pentru a descrie acest centru este exact același limbaj ce s-a folosit și în cazul voluntari și scopul este evident. Aici vrea să vorbim cumva doar de aziluri de groază peste tot și orice condiții și pierdem de fapt un discernământ și pierdem de fapt și în comunicarea publică posibilitatea de a face diferență între o situație și alta. Asta este scopul, foarte evident, și tocmai de aceea sunt atât de revoltat, pentru că încă o dată, închis de protecția consumatorilor, pe cine protejează acești birocrați, acești politicieni? Cu siguranță nu oamenii aceștia. Eu am fost ieri acolo, toți mi-au spus că, Doamne ferește, nu vor să plece de acolo. E o atmosferă foarte bună și de aceea spun că astea sunt decizii politice care nu au nicio legătură cu interesul și demnitatea acestor persoane. Cu ei nu a vorbit nimeni, pe ei nu a întrebat nimeni ce vor ei, iarăși decide altcineva despre viața lor și tocmai de aceea e clar că se încearcă acoperirea unei probleme cu această închidere, în niciun caz rezolvarea unei probleme. Da, am văzut și noi imagine de acolo, bătrânii vârstnici care stăteați de vorbă nu păreau maltratați, păreau niște oameni care se simțeau confortabil acolo unde erau, potrivit imaginilor transmise de dumneavoastră pe Facebook, pentru că acolo am văzut imagine și dialogul. Eu vă mulțumesc mult pentru intervenție, domnule primar Fritz. Întorcându-ne, doamna Dogiu, la toată această, nici nu știu, e un adevărat tsunami. Înțelegem că apar documente potrivit cărora autoritățile au fost informate încă din anul 2022 în legătură cu neregulile din cele două azile din voluntari. O instituție a statului, este vorba despre Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, a semnat un document, a făcut o constatare în luna august anului 2022 în legătură cu toate aceste condiții în care erau ținuți bătrânii din azilele voluntari. Iar domnul Budăi este vizibil deranjat atunci când jurnaliștii, nu știu dacă avem acest sincron, când jurnaliștii întreabă de ce, domnul Budăi e iritat, îi pune la punct, vedem declarația și revenim. Putem pune o grămadă de întrebări, de ce, de ce, de ce. Haideți să facem, haideți să schimbăm lucruri și să preîntâmpinăm aceste întâmplări nefericite care au fost. Deci mai are puțin domnul Budăi și le sugerează jurnaliștilor și ce să întrebe doamna Dogeiu. Dar dacă oamenii aceștia au avut pe birou încă de acum un an, așa cum apar dovezi în presă, rapoarte referitoare la condițiile de viață ale acestor bătrâni și n-au făcut nimic până atunci, de ce, adică, de ce mai e nevoie pentru tragerea lor la răspundere? Din punctul meu de vedere, nu mai e nevoie de nimic și este exact ceea ce eu aștept de fapt de la domnul Ciolacu. Domnul Ciolacu a tunat și a fulgerat, a cerut niște demisii, au căzut niște capete minore până la urmă. Însă adevăratele responsabilități sau nu adevăratele, că nu sunt cei care au căzut mai puțin vinovați, să ne înțelegem. În egală măsură și poate chiar mai vinovați sunt cei din pozițiile de reală putere. Pentru că haideți să lăsăm toate aceste fandoseli la o parte, că n-am știut și n-am făcut și n-am... Asemenea orori nu se pot întâmpla. Asemenea rețele nu pot să existe fără complicități la cel mai înalt nivel. Nu se poate. Pur și simplu nu se poate. Toate acest tip de mușamalizări de toate felurile nu se pot întâmpla. Eu sunt foarte curioasă cât a știut, repet, Poliția Națională, dacă acolo au existat sesizări. Deocamdată informația este că la dosarul care a ajuns la DICO de la poliție, nu există sesizări adresate Poliției Naționale, repet, nu Poliției Locale, din subordinea domnului Pandele, ceea ce e egal cu zero. Dar poate că au fost și acolo, trebuie mers până la capăt, trebuie văzut
cine a știut. Pentru că aici este vorba despre o țară prăbușită la nivelul anilor 80. Aduceți-vă aminte care a fost ani de zile brandul nostru de țară în Occident. Copiii din orfelinate. Orfelinatele Groazei, mai țineți minte? Da, cu siguranță da. Copii ținuți în condiții îngrozitoare, copii scheletici, copii bolnavi de SIDA. Deci imaginea înfiorătoare au făcut în conjurul lumii și au fost brandul nostru de țară foarte multă vreme, până când, într-o oarecare măsură, chestiunea aceasta a fost remediată. Nu e în totalitate remediată, dar mă rog, să zicem că nu mai e la nivelul acela. Și acum România se prăbușește la același nivel, în aceeași groapă, cu ce? După 30 de ani, după 40 de ani, practic, se prăbușește în aceeași groapă cu ce? Cu felul în care sunt tratat alte persoane complet lipsite de apărare și de... de posibilitate de reacție. Înțelegem că premierul Ciolacu își trimite corpul de control al prim-ministrului să efectueze controale în acest dosar, dar dacă apar aceste documente datate din luna august a anului 2022, care au apărut pe birourile miniștrilor domnului, adică miniștrilor PSD, domnul Budăi era ministru și anul trecut, în luna august a anului 2022, da? Și în guvernul lui Nicolae Ciucă. Ce face Ciolacu actual prim-ministru, care l-a menținut pe domnul Budăi în echipa sa actuală, îl verifică pe domnul Budăi care era în guvernul lui Ciucă? Domnul Budăi trebuia să plece din secunda a doua. Adică nu se poate. Noi nu înțelegem că răspunderea unui ministru nu este doar răspunderea penală pentru fapta proprie. Da, ai furat, ai luat mită, ai, nu știu, abuz în serviciu, ce-o fi. Nu! Răspunderea unui ministru este și o răspundere, sau în primul rând, până la urmă, de la asta plecăm, o răspundere politică. Tu nu mai ai credibilitatea să stai într-o funcție când sub fundul tău s-au întâmplat asemenea atrocități și nenorociri. Nu se poate! Dar adăugați la asta, tot ceea ce vine este asupra de măsură, știți? Adică, din start, chiar dacă domnul Budăi n-ar fi știut nimic, ar fi trebuit să știe. Dar nu e vorba de asta, pentru că a reziliat cu Centrul pentru Resurse Juridice și a fost o mare sărbătoare, vă aduceți aminte? V-am scăpat de CRJ. Asta a fost secretarul de stat și le-a spus primarilor din Ilfov în aplauzele acestora, da? Secretarul de stat din Ministerul Muncii, domnul Vasil Coiu, dacă nu mă înșel. Așa, deci v-am scăpat. Oh, victorie! Nu se putea scăpa fără ministru. Ministru a fost cel care i-a scăpat, de fapt, da? Acum aflăm că a știut chiar mai mult decât atât, decât a nu lua în seamă un ONG. Nu pot să mai rămâi acolo. Nu mai ai credibilitate, nu mai ai posibilitatea să rămâi. Dacă pe lângă asta apare și o răspundere disciplinară, o răspundere penală, ok, este cu totul altceva. Dar răspunderea politică deja e angajată, la fel cu doamna Firea. Doamna Firea nu mai poate să rămână candidat, ministru și candidat, ministru al familiei, culmea, culmilor, și candidat la primăria capitalei al PSD. Nu se mai poate. Chiar dacă domnia sa dă de mâini, din picioare, amenință pe toată lumea, se ceartă cu patriarul, cu presa, cu Dumnezeu însuși. Nu se mai poate. S-a terminat. Există momente în care se termină. Vine o lebădă neagră peste tine și te face praf. Dar e foarte interesant și schimbul acesta de replici între reprezentanții Bisericii Ortodoxe Române și familia ministrului Muncii. Domnul Budăi, pentru că aș vrea să mă întorc puțin la el, spune jurnaliștilor, demisia mea nu rezolvă problema. Dar nici prezența domniei sale nu a rezolvat problema, ba mai mult, a mușamalizat problema și spune asta bazându-mă pe aceste documente despre care presa scrie că au ajuns pe biroul său și au fost dosite, ascunse. Atunci la ce mai servește domnul Budăi dacă nici prezența, nici absența nu rezolvă această problemă? Să ne înțelegem. Într-adevăr, suferințele acelor bătrâni nu le mai repară nimic.
Asta într-adevăr, ceea ce s-a produs deja, răul produs, poate și mort. Eu n-am certitudine, nu știu să existe, nu am date, dar la cum erau ei tratați, m-aș mira să nu fie existat și deces. Ar fi, nu știu, o minune. Nu cred, cred că au fost și deces. Dar hai să ne limităm la suferințe. Suferințele acelor oameni atroce, de nivel de tortură medievală pe alocuri, sigur că nu vor fi date înapoi, așa, ca într-un salt în timp, de o delisie. Dar exact cum ați spus, pe de-o parte, prezența domnului Budel nu folosește acolo la nimic. Și doi, cum să vă spun, faptul că excluzi din organism o infecție nu te aduce în starea dinainte brusc. Nu rămâi fără acea rană, dar dai posibilitatea organismului să se vindece. Domnul Budel este acum ca o infecție. Dacă o păstrezi acolo, ea va rezista, va fi acolo în continuare în organism, va produce în continuare rău. Ai scos-o? Da, acolo rămâne o rană. Nu putem lega lucrul ăsta. E vizibilă și e dureroasă, dar în timp dai posibilitatea vindecării. Discursul ăsta de, doamne, și dacă plec eu acum ce? L-am auzit și la domnul Egoist, l-am auzit și la domnul Tuma Hubert, vai de mine, și domnul și președintele CJ Ilfo are același zis. Demisiile nu rezolvă nimic sau demiterile. Ba da, sunt un început de vindecare. E ca și cum ai spune, acum dacă ești bolnav de cancer, ce dacă scot tumora se rezolvă ceva, te însănătoșești brusc? Nu, dar e primul pas spre o potențială însănătoșire. Despre asta e vorba până la urmă. Mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Vă reamintesc, premierul Ciolacu a dispus corpului de control să demareze verificări asupra activității Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități. Ieri, președintele acestei autorități naționale, care avea rang de secretar de stat, a fost demis. Astăzi apar în presă documente semnate și redactate de această autoritate. În anul 2022, în luna august, care semnalau neregulile din cele două centre din voluntari. E interesant ce s-a întâmplat. Au prins curaj sau vor să se răzbune pentru faptul că au fost debarcați? Foarte interesant ceea ce se întâmplă, așa, cu iz de răfuială mafiotă. Ne întoarcem după o scurtă pauză. Schimbările climei fac posibilă răspândirea unui virus foarte periculos în Europa. Ce se întâmplă de fapt? Din cauza temperaturilor foarte ridicate, Europa devine habitatul perfect pentru căpușele purtătoare de febră hemoragică. Este vorba despre un virus mortal întâlnit până acum mai degrabă în țări exotice, care poate duce la deces de cele mai multe ori. Îi mulțumesc foarte mult doamnei dr. Carmen Dorobăț, medic infecționist pentru infecție. Bună ziua, doamna doctor, vă mulțumesc mult! Bună ziua! Este acest virus despre care înțeleg că e foarte periculos. Se poate răspândi mai repede pe fondul încălzirii climei în Europa? Orice modificare meteorologică aduce după sine adaptări ale agenților infecțioși, inclusiv astfel de virusuri. Acest virus nu este o surpriză, a făcut istorie aproape de la războiul din Crimea, atunci a fost o astfel de izbucnire epidemiologică și face parte boala despre care ați vorbit din așa numitele febre hemoragice. Boli virale care, pe lângă manifestări care pot fi și minore fără îndoială, respiratorii, de regulă, se pot acompania de tulburări de coagulare care pot duce, într-adevăr, la risc vital pentru pacientul respectiv. Sigur, nu ne așteptăm să apară repede astfel de cazuri în arealul nostru geografic. Nu avem o alertă în acest sens. Trebuie să ne facem vacanțele categoric, am vrut să subliniez treaba asta, dar bineînțeles, cum am spus și altă dată, apariția unei febre, dacă suntem plecați, dacă am fost plecați la mai puțin de o săptămână, însoțită de fel de fel de simptome, este bine să conducă pacientul la medicul de familie. Deci durata de care trebuie să ținem cont este acest interval de o săptămână. Dacă într-o săptămână apar simptome, apare febră,
e posibil să fi fost mușcați de această căpușă? Este posibil să avem o infecție care se țină de vacanța noastră, care am petrecut-o mai mult sau mai puțin aproape de casă. Prezența acestei căpușe și căpușele sunt purtătoare de mulți agenți infecțioși, nu? Și ne aducem aminte de bacteria care determină boala Lyme, pot determina prin mușcătură astfel de transmitere de infecții. Un motiv în plus, că dacă suntem mușcați, înțepați de o insectă, fie că știm, fie că nu știm despre ce e vorba, este bine să ne prezentăm la medic. În general, căpușele pot transmite boli, printre care și acest virus despre care ați vorbit și care, cum spuneam, are ceva istorie în urma lui, dar febrele hemoragice nu au fost apanajul zonei europene până în momentul de față. Astfel de pacienți, că am avut și noi în țară pacienți cândva cu febre hemoragice, unele cazuri izolate, au venit din alte zone geografice unde aceste boli sunt mult mai frecvente. Să sperăm că vom avea parte de un sezon cald liniștit și nu vom avea astfel de izbucniri epidemice. Vă mulțumesc foarte mult, doamna Carmen Dorobăț, medic infecționist. Revenim după o foarte scurtă pauză.